reușește să o aducă pe Espanyol, contrar cursului jocului, final nebun de partidă pe Stadio Cornel El Prat. Espanyol revine în avantaj în minutul 81, a mai scăpat odată singur către poartă tânărul atacant împrumutat de Inter la Espanyol, însă acum nu-l mai iartă pe Iraizoz. Totul a pornit de la intercepția lui Vacasso, care acum cere și schimbare, merită acest preț extraordinar, pasa ganezului, scapă singur cu portarul și îl culcă executând în colțul opus Longo. Prima sa reușită în tricoul lui Espanyol, lansat de Vacasso. Longo face 3-2 din interiorul careului. El i-a pasat, sau mă rog, a creat ocazia. Al doilea galben însă primit de Longo, care s-a dus în tribună. Iată cât au contat protestele din minutul 20.